găsit, dragi prieteni, începem în direct cu viața. Pentru câteva zeci de minute vă invit să rămâneți pe canalul de YouTube al Televiziunii Române și pe conturile noastre de Facebook pentru o emisiune în care încercăm să vă spunem toate lucrurile importante în așa fel încât să inducem o stare de bine. Nu știu cum e la voi, dar din cauza isteriei este a generale, parcă nici n-am observat că a venit primăvara, nici n-am simțit că a început vacanța. De astăzi copiii sunt în vacanța de primăvară. Ce facem cu ei? Pentru că, așa cum probabil știți, hashtag stăm acasă. Ce ar putea face un copil de 4, 5, 10, 15 ani în casă? Ei bine, am câteva idei, foarte bune toate, de la o doamnă care e directoarea unui colegiu privat de la Cluj. E o mămică de 3 copii și profesoară, desigur, și are o idee extraordinară. O veți descoperi imediat în direct cu viața. Și pentru că lupta contra COVID-19 este, pe zi ce trece, mai serioasă, mai importantă, am găsit o doamnă, pe care o veți cunoaște îndată, care a pus la punct și înțeleg că deja se comercializează un roboțel care dezinfectează toate spațiile. Amănunte îndată în direct cu viața, vă aștept! Pe următoarea invitată, prima de astăzi și din săptămâna asta, întâi am citit despre ea, i-am citit textele pe un blog în adevărul.ro. Nu știam nici cum arată, nici ce pregătire are, dar îmi plăceau teribil textele și mai ales ideile ei. Apoi am căutat-o. Cu surpriză am descoperit o profesoară care e diferită de celelalte, mămică de 3 copii, directoarea de liceu privat la Cluj. Ruxandra Mercea are câteva idei foarte interesante despre ce se poate face cu copiii în casă în această perioadă. Există un studiu care spune că peste 90% dintre profesori au dat de lucru acasă, s-au întâmplat diverse lucruri grație unor aplicații. Acolo scrie că cea mai folosită aplicație este Zoom și apoi WhatsApp. Nu știu cât s-a lucrat și cum s-a lucrat, dar e interesant de vorbit despre ce s-a întâmplat cu școala românească în ultimile 3 săptămâni. Și o să o întreb pe o doamnă profesoară care e și directorul unui colegiu, probabil că cel mai cunoscut colegiu privat din Cluj, Transilvania College. Ruxandra Mercea, mulțumesc că ai acceptat să povestești cu noi. E pe lângă faptul că este directoare de colegiu privat, este și mămică de 3 copii. Cum a fost perioada asta? Chiar azi dimineață înregistram pentru părinții noștri un mesaj. A fost o perioadă care pentru mine, deși au fost 3 săptămâni, parcă a fi ani. Nu știu pentru alții cum. Deci se lucrează mai mult, se muncește mai mult de acasă, da, decât de la școală. Da, se munce, cel puțin în familia mea, au venit niște schimbări mari. A însemnat că dimineața mă concentrez cu copiii pe școală și după aceea pe servici mai încolo. E o perioadă care să ne provoace din multe puncte de vedere. În teorie, toată lumea a primit, a lucrat pe WhatsApp tot felul de... Dar se poate numi că s-a studiat în perioada asta? Unde? Cam cât? Și, mă rog, probabil că în centrele universitare, în orașele mari, a funcționat. Mă întreb cum au lucrat copiii din zona rurală în perioada asta. M-am gândit și eu foarte mult la asta. Sunt copii și familii și familii și cred că perioada în această criză ne vom da seama real cum e societatea românească. Pe bune, care sunt nevoile, și sper că conștientizându-le o să începem să facem ceva legat de asta. Da, sunt multe familii care au acces la device-uri, că vorbim de smartphone-uri, că vorbim de tablete, practic tot ce include tehnologie, și după aia să nu uităm că avem undeva la 40% copii care trăiesc încă în medii defavorizate. Așa că cred că pentru cei care au avut acces la tehnologie, care au și profesori care au acces la tehnologie și care știu și vor să învețe să o folosească și cărora, da, li se pare util, pentru că sunt și unii profesori de modă veche, eu cunosc cel puțin 2 cazuri, care au preferat lecțiile la telefon. Adică clasic. Da, acum ce cred că e important e să-i recunoaștem pe toți care au făcut eforturi,
pentru că i-a scos din zona de confort sub orice formă. Și cred că mai important a fost în perioada asta să vedem că au depus și că și-au dorit să facă ceva. Și asta e extraordinar. Că au reușit pe telefon, că au reușit pe WhatsApp, pe Facebook. Cred că au arătat părinților că pe bune le pasă. Okay? Poate că n-au găsit cele mai bune metode. No, asta e. Dar aș vrea să recunoaște profesorii care, din proprie inițiativă, pentru că și de asta e nevoie să fim conștienți, ce fel de sprijin n-au avut în spate, din proprie inițiativă au reușit și au făcut ceva. Voi cu ce ați lucrat la colegiul de la Cluj? Cum ați lucrat? Cum a fost? Ce vreau să zic, sau ce voi zice, vreau să fie ca inspirație și nu comparație, pentru că am fost și suntem într-o poziție norocoasă, implementând tehnologie de mult timp. Tehnologie și de ce vreau să fim inspirați este pentru că ce folosim e gratuit. A fost gratuit și va fi gratuit. Pe ce lucrați? Pe Zoom? Pe Skype? Pe ce? Nu, noi folosim toată suita de la Google. Toți profesorii și elevii au adrese de e-mail cu numele școlii. Toți profesorii și elevii, inclusiv elevii de primar, folosesc adrese de e-mail, Google Classroom, Google Meet, care e o aplicație ca și Zoom-ul pentru întâlniri, Google Drive-ul și absolut toate sunt gratuite. Și vor fi gratuite în continuare pentru educație și după ce trece această perioadă. Copiii sunt sigură că pentru ei e mai simplu, ei au o experiență uluitoare în a mânui aplicațiile. Și este intuitiv, pentru că multe dintre ele seamănă între ele. Ce ați învățat voi, profesorii, directorii de școală în această perioadă? Multe, foarte multe. În primul rând am învățat că nu totul este despre tehnologie, că utilizarea tehnologiei vine cu o necesitate de schimbare la nivel personal, pentru că ești scos din zona ta de confort, erai în clasă cu elevii, cu tabla în față, cu markerul sau cu creta, no, și acum ești cu un device în față. Cum vorbești cu device-ul imaginându-te în clasă cu copiii? E un lucru important de făcut și astfel toți profesorii au învățat cum să se filmeze, cum să fie confortabil cu a se filma, cum să reușească să pună grupul de copii împreună, de la vârste foarte mici, și aceștia să se și audă între toate cele, cum să se sprijine unul pe altul, da? În online, într-adevăr, dar cum să reușească să share-uiască ce au învățat cu ceilalți, ca să nu fie lecții necesare pentru fiecare. Ce mai vreau să menționez e că profesorii au reacționat foarte rapid, și cei din România, și cei din școala noastră, și asta este foarte bine, că n-au stat foarte mult pe gânduri, ci au dat înainte, cu orice platformă. Și aș vrea să-i găsim pe acei directori din România, care în perioada asta se gândesc mult la profesorii lor. Pentru că profesorii singuri nu o să poată duce procesul ăsta pe termen lung. Și știm că mai durează. Cum crezi că va fi anul ăsta? Ca director de școală, cum simți că va fi anul ăsta? Cum îl vezi prelungit? Crezi că se va încheia? Ce se va întâmpla oare? Ce crezi tu? Care crezi că e cea mai bună soluție pentru copiii, pentru adolescenții de an terminal, clasa 8-a și clasa 12-a? Cei care trebuie să susțină examenul de evaluare și de bacalaureat. Cred că, în primul rând, profesorii au nevoie, sau diriginții, să se conecteze cu acești elevi. Au un nivel crescut de frică, care vine din incertitudine. Așa. Și atunci acești elevi au nevoie de mai mult sprijin emoțional din partea părinților și profesorilor. N-au nevoie de stres în plus, n-au nevoie să li se spună tot felul de lucru, că o să fie bine, că am trecut și noi prin asta și o să treacă și ei. Și cred că în primul rând au nevoie să le dăm spațiu să-și trăiască emoțiile. Toate.
Și asta o să-i ajute și pe termen lung în examen. Tu ce crezi că se va întâmpla? Examenul va avea loc așa cum îl știm noi în săli sau va fi online? Crezi că e pregătită România pentru așa ceva? Acum, eu cred că va fi fizic, pentru că nu suntem pregătiți ca și țară de a extinde încredere atât profesorilor cât și elevilor. Hai să fim realiști, în acest moment examenele se dau cu camere de filmat. No, asta transmite o mare neîncredere. Corect. Nu văd că suntem pregătiți să exersăm încrederea. Sper să ieșim din criza asta înțelegând că e importantă și să o prioritizăm, dar nu văd exersând-o acum. Așa că cred că va fi un examen fizic în iulie, cel mai probabil, pentru că nu văd să revenim în școli mai repede de final de mai. S-a lucrat sau nu s-a lucrat, de 3 săptămâni copiii sunt acasă, fac totul de acasă. Dar vine vacanța. În teorie, e vacanța de primăvară. În practică, da. Unii nici n-am simțit că vine vacanța. Ce trebuie, ce sfat ai ca director de școală? Ești pro sau împotriva ideii de teme de vacanță? Cum îi ajutăm pe copii? Cum cred? Ce îi ajută? Să se liniștească și să nu facă nimic? Sau să lucreze moderat și în timpul vacanței? Acum, în România există o lege care spune că n-ar trebui să dăm teme în vacanțe și cred foarte mult în asta, pentru că nici noi, ca adulți, nu plecăm, sau sper că nu plecăm în concediu cu muncă după noi. Da? Atunci e nevoie de pauzele astea în care să ne regrupăm, să ne reenergizăm. Acum, îs conștientă și înțeleg că au fost școli și profesori unde nu s-a lucrat. No, bun. Și atunci? Și atunci, aici e responsabilitatea fiecărei familii să-și decidă planul de vacanță, pentru că își cunosc copiii, pentru că își cunosc obiectivele familiei. Și atunci, ce clar recomand pentru vacanță e mult citit, să ne bucurăm de cărți și să ne bucurăm de proiecte. Sper ca elevii... Chiar online, chiar făcute cu alți prieteni, cu alți colegi. Eu cred că așa cum noi avem nevoie în această perioadă ca să nu crească gradul nostru de anxietate de un proiect pentru viitor, așa au nevoie și adolescenții și preadolescenții în perioada asta de vacanță să se gândească la un proiect și să-l facă. Să aibă un proiect al lor prin care să se poată descoperi, poate un proiect făcut împreună cu părinții sau cu alți copii, dar să aibă o ocupație care să le dea speranță pentru ce urmează. Invitata următoare este inginer, lucrează la Institutul de Robotică, este CEO a unui startup care se cheamă RoboHub. Îi plac la nebunie roboței, mai ales că ei pot fi extrem de utili în toate domeniile. Nu e nicio clipă teamă că ei n-ar putea lua locurile nouă oamenilor. O să o vedeți imediat pe Ana Maria Stancu povestind despre un aparat extrem de important. E drept, e scump, dar ar putea ajuta teribil toate spitalele. E un roboțel care dezinfectează și care anihilează chiar și COVID-19. Priviți-o! Bună ziua, Ana Maria Stancu! O să te întreb și cine e domnul din spate. Deocamdată îți mulțumesc că ești aici alături de noi. Spune-mi despre robotul ăsta cu lumină UV. Ce face el? Și ideea cui a fost? Și ce mai fac roboței humanoizi? Am atâtea întrebări să pun. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Într-adevăr, în acest moment, cel mai important robot pe care l-am pus deja la muncă este robotul autonom de dezinfecție cu lumină UVC. Este un robot care se poate plimba singur și poate intra în spațiile contaminate și semicontaminate, fără să fie nevoie să mai intre personalul medical. Practic, dacă vrei să dezinfectezi un loc, poți să-l trimiți pe el înainte și abia după aceea să vină personalul medical să facă curățenie. De asemenea, în 420 de spitale, ai
420 de roboței. Cât se costă pot produce. Ideea este că nu funcționează chiar în orice spital. De exemplu, dacă este un spital mic, cum sunt cele din România, este un pic mai complicat, că îi trebuie cel puțin un metru să poată să se deplaseze. Dar, în special, noi ne-am focusat și am trimis prezentări către spitalele care au pacienți de coronavirus. În general sunt spitale mari, sunt spitale județene sau de infecțioase și atunci ar fi foarte potrivit acolo. Un alt avantaj pe care îl are faptul că este robot este că poate dezinfecta spații mari, care altfel nu se pot dezinfecta cu metodele tradiționale. Ca să înțelegeți, în acest moment se dezinfectează fie cu nebulizator, adică împrăștierea unor biocide. Substanțe, da. Exact. Fie cu ajutorul unor lămpi UV, care se pun într-un loc, le lași acolo 2 minute, după aia vii, le muți mai încolo cu 2 metri, după aia vii, le muți mai încolo cu 2 metri și așa mai departe. Adică este ceva care... Orice tip de virus, de bacterii mor de la lumina asta, cum e și cât e de nocivă pentru personal, pentru oamenii care sunt acolo? Această lumină nu este nouă pe piață, așa cum vă ziceam, este folosită deja la lămpi. Ce au făcut cei din Danemarca care fac robotul ăsta este că au pus aceste lumini pe baza asta autonomă robot. Ce face lumina UVC este că inactivează virusii, acționează asupra structurii ADN a acestora și nu le mai permite să se multiplice. Practic, noi așa luăm infecția prin faptul că acești virus se multiplică. Acționând lumina asta UVC, ei nu mor propriu-zis, nu dispar de acolo, ci pur și simplu nu pot să mai infecteze. Asta e toată... Dar se pot reactiva la o anumită perioadă? Nu. Odată inactivați, rămâne așa. Exact. Și este nocivă pentru oameni. De exemplu, când punem robotul în acțiune, trebuie să bifăm pe tableta robotului că nu se află oameni sau animale în cameră, altfel nu putem să-i dăm drumul. De asemenea, tableta asta se fixează pe ușă în momentul în care el intră în misiunea de dezinfecție și are un senzor. În momentul în care cineva nu știe sau nu vede că e semn mare care pâlpâie roșu acolo, că nu trebuie să intre, tableta are un senzor de mișcare și îi oprește lămpile automat, astfel încât să nu expună oamenii la această lumină. Bun, deci e extrem de inteligent, protejează ființa umană. Mi se pare spectaculos. Cât costă un astfel de robot și unde e? E deja, înțeleg, unul în funcțiune, Ana Maria. Acum îl avem pe cel de la Matei Balș, care încă funcționează acolo. Și, bineînțeles, am început să comunicăm cu toate primăriile și spitalele să le punem în vedere că există acest instrument. Cât costă, de fapt, și de drept întreținerea? Adică dacă l-am cumpărat, face 60.000 de euro și apoi o perioadă, cât poate costa? Ca să înțelegem dacă oamenii ăștia, întreținere, chestiuni care se schimbă, lucruri de genul acesta, cu totul, putem să facem așa un calcul? 0 lei timp de un an. Adică dacă la aparatul de nebulizare e nevoie în fiecare zi de substanțe noi, de tot felul de biocide. Exact. Dacă stai și faci niște calcule, ai să vezi că nu e ieftin. Exact. Una dintre problemele pe care le au acum spitalele, chiar dacă vor să folosească metode tradiționale de dezinfecție, este faptul că nu mai găsesc aceste stocuri de biocide sau a sărit prețul foarte, foarte mult. Și atunci robotul ăsta poate să vină să ajute dincolo de faptul că la propriu salvează viața personalului medical, că ei nu mai intră în zona respectivă, vine inclusiv pe partea asta de logistică și de folosit împreună cu metodele tradiționale de dezinfecție. Singurul cost pe care îl are este să-l bagi în priză și să se încarce, atât. Și presupun că asta e ca la orice device, ca la orice... Da, este ca la orice device. Fabulos! Sunt fericită că îmi povestești despre asta. Din 2017 te ocupi de robotică, par foarte tânără. Cine este RoboHub? Ce e proiectul ăsta? Și cine e domnul din spate? Că l-am văzut mai devreme cu niște lumini pornite, după care probabil că a intrat în stand-by. Este o doamnă, o cheamă Amelia și este un robot chelner.
care poate fi integrat în restaurante, de exemplu, dar noi acum l-am dat ca exemplu de ce ar fi putut face roboții cu adevărat în această perioadă și cum ar mai fi putut salva vieți. Pentru că într-un astfel de spital, un astfel de robot ar putea să ducă mâncare pacienților care nu sunt în stare critică și pot să-și ia farfuria și să mănânce singuri. Sunt foarte mulți alți roboți care ar fi putut ajuta. Din nefericire, până acum am fost doar la nivel de discurs cu digitalizare și automatizare. Nu doar România, ci și spitalele din Europa nu sunt încă pregătite cu suficienți roboți. Am văzut câteva imagini, probabil le-ați văzut pe internet, cu roboți în China. La noi nu există așa ceva. De ce crezi că suntem destul de refractari? Ce crezi, că ne e greu să învățăm să-i folosim? Sau ne e teamă că pe termen lung ar putea fi preferați ei în locul oamenilor? Nu, cred că este o chestiune de că li se pare scump în acest moment. Nu putem să trecem peste chestia asta, că într-adevăr este un device care costă inițial mai mult, dar nu suntem obișnuiți să gândim pe termen mediu și lung. Oamenii nu pot înțelege că dai acum niște bani, dar asta îți poate salva foarte mult pe viitor. Te-aș întreba, pentru că spuneai mai devreme că lucrați la mai multe proiecte, la mai mulți roboți și toți sunt humanoizi, adică arată așa, ca aproape ca un om, nu? Și care pot înlocui... Ideea este că noi nu suntem producători, noi suntem distribuitori și implementatori, adică luăm roboții ăștia, putem face aplicații pentru ei, îi putem integra la clienți. Este foarte dificil, încercăm de un an să facem propriul nostru robot, însă în România este foarte dificil să faci lucrul ăsta. Încercăm să scriem proiecte acum prin care să realizăm. Între timp a venit această problemă, dar cu siguranță după ce trece vom lucra în continuare, pentru că eu una, în acest moment, sunt din ce în ce mai convinsă că roboții pot să ne ajute. Acum chiar am văzut practic. Până acum, dacă era o idee pe care o aveam și era o pasiune către roboți, în momentul ăsta realizez cât de mult ne-ar fi putut ajuta. E cumva o preconcepție, ne-am uitat prea mult la filmele alea cu Schwarzenegger, în care robotul capătă forță umană și inteligență, chestiuni de genul ăsta, oare de la asta să fie? Sau pur și simplu nu știm să folosim un astfel de aparat? Pentru că de fapt e un aparat mânuit tot de un om, de tot de inteligența umană. Nu cred că este o problemă legată de reacția la roboți și spun asta pentru că noi până acum am folosit roboții, i-am închiriat la evenimente, unde am interacționat cu foarte mulți oameni. Pot să vă zic că în România nu avem o problemă pe zona asta de frica de roboți. Pot să vă zic sigur că este un risc foarte, foarte mic și pe termen mediu și lung să ne ia roboții joburile. Pe de o parte, pentru că angajatorii nu vor cumpăra roboți. Deci pot să vă spun... Pentru că sunt scumpi, mult mai scumpi decât oamenii. Asta e clar. Sunt scumpi, plus că nu înțeleg exact ce fac. Cumva, noi în loc să facem vânzări, am făcut educație pe zona asta, să explicăm oamenilor că un robot este folositor dacă face aceeași acțiune de mai multe ori. Dacă tu vrei să iei un braț robotic care să-ți taie cartofi și să-ți facă cafea, atunci nu va fi un proiect viabil, pentru că nu se poate mișca la fel de repede. Dacă vrei doar să-ți dea cești de cafea, atunci da, îți vei recupera banii în circa un an. Aș vrea să ne întoarcem pentru câteva minute la roboțelul fabulos, autonom, cu lumină UVC, care dezinfectează în acest moment Institutul Matei Balș. E unul singur deocamdată cumpărat, dar m-aș întoarce la el pentru că mi se pare că este știrea viralul acestor zile. El intră singur într-un spațiu, te-aș ruga să le spunem din nou oamenilor, senzaționalul acestui, are și nume roboțelul ăsta cu lumină UVC? I-au pus cei de la Balș, i-au pus un nume Roni de la Corona. Drăguț, da. Pot să vă zic, mai avem unul în Brașov, care a fost cumpărat înainte să înceapă această nebunie. Pot să vă zic că și acolo, și la Balș, am avut o experiență extrem de pozitivă.
în sensul în care oamenii l-au adoptat foarte ușor. La Brașov, cel puțin, asistenta șefă este o doamnă de 60 de ani, care ne-a zis că iubește roboțelul și a înțeles ce poate să facă. Deci avem inclusiv feedback-ul acesta de la oameni care sunt de mult în sistem, dar totuși au înțeles cât de important este și cât poate să-i ajute. Să vă explic acum exact cum funcționează el. Noi când ducem un astfel de robot, facem o hartă a spațiului pe care robotul o memorează. Și după aia, personalul lucrează doar pe tableta robotului, deci nu trebuie să-și mai bată capul cu hartă sau altceva. Să zicem că vine o asistentă și vrea să dezinfecteze salonul 1. Își alege de pe tabletă harta salonului 1, după care îi dă că vrea să dezinfecteze. Robotul pleacă automat în fața ușii, acolo unde i-am setat noi punctul de intrare în cameră. Îi se deschide ușa, el intră singur în cameră, se închide ușa după el și noi îi mai dăm de asemenea puncte de unde să înceapă dezinfecția, unde să o termine și între timp, în timp ce se plimbă cu viteză foarte mică și cu lămpile aprinse, putem să îi mai dăm puncte de dezinfecție, unde să stea între 1 și 5 minute. Și unde să insiste cumva, exact. Spațiile în care să insiste. Exact. Astea, în general, sunt puncte dacă ai chiuvetă în salonul respectiv sau lângă ușă, pentru că clanța este cea mai expusă la microbi. Ăsta se plimbă, stă în punctele de dezinfecție, a terminat, vine la ușă, tu vezi pe tabletă că a terminat, îi deschizi ușa și iese. El dezinfectează doar incinte. Nu și aparatură, nu și tot felul de accesorii, doar incinte. Da, da, deci el dezinfectează doar unde pică lumina și lumina asta, că de-aia trebuie smutate alea manuale, lumina UVC nu are efect decât până la 1,5, maxim 2 metri. Dacă iei, de exemplu, o lampă UVC manuală și o pui în mijlocul camerei, nu înseamnă că ți-ai dezinfectat camera. Decât un metru în jur, probabil. Exact. Ana Maria, e fabulos ce se întâmplă. Mai spunem un pic despre viitor, că nu se poate. Într-o lume a roboticii, într-o lume a celor care știu să lucreze, sigur se mai lucrează, se mai întâmplă niște chestiuni extraordinare. La ce să ne așteptăm în viitor? Eu sper ca după această pandemie să-și dea lumea seama, într-adevăr, cam ce pot face roboții. Din nefericire și... vorbesc acum, eu sunt membru și în EU Robotics, rețeaua europeană de robotică civilă și cumva urmărim foarte îndeaproape ce face Comisia Europeană. Pot să vă zic că și Comisia până în acest moment a tot făcut proiecte pe robotică, însă astăzi când avem nevoie și când roboții trebuiau să fie acolo, ei nu sunt. Deci eu sper că după această problemă să înțelegem că avem extrem de mare nevoie de exact. Ei și că ei pot fi o soluție acolo unde trebuie să protejăm viața omului. Exact. Și pentru că m-ai întrebat și de RoboHub, o să spun și de asta, asta este ce facem pe zona de ONG. Este un spațiu unde facem cursuri gratuite pentru copii din grupuri vulnerabile, cursuri de robotică și programare. Pentru că asta e o a doua chestiune pe termen mediu și lung care ne va lovi foarte greu, și anume piața muncii și faptul că acești copii care în acest moment, să zicem, sunt analfabeți funcționali, peste câțiva sunt ani... Sunt mulți, peste 45%, da. Toți acești copii, în viitor, chiar dacă vor învăța să scrie și să citească, vor fi analfabeți digital. Ceea ce înseamnă că se vor afla fix în aceeași situație, pentru că nu vor putea să-și ia joburi în care să folosească un mouse și un drag and drop, să zicem. Minunat! Mulțumesc! Ești minunată! Mă bucur că te-am cunoscut și virtual! Ținem legătura! Abia aștept! Exact. Abia aștept! Voi ce faceți când aveți o urgență medicală? Sunați un prieten medic, dacă-l aveți. Dacă nu, 112, ambulanța, desigur. Am aflat foarte multe lucruri interesante despre acest serviciu, pe care unii dintre noi îl hulim. Avem senzația că nu vine suficient de repede. Acolo sunt peste 800 de angajați și peste 400 de voluntari, oameni care își dedică timpul lor pentru a-i ajuta.
se lucrează mult, tot timpul, non-stop. Salvarea nu se plânge, sau mă rog, ambulanța nu se plânge. Mâine în Direct cu Viața, un interviu extrem de interesant și impresionant cu oamenii de la ambulanță. De ce au ei nevoie zilele astea de toate, dar mai ales de respect, de iubire și de adevăr. Mâine la 17:40 vă aștept din nou în Direct cu Viața. Am multe lucruri frumoase să vă spun. Să fiți bine!